Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți vedea în studioul Europa FM. Salutări tuturor! Vorbim despre vaccin. Cum ar fi ca vaccinul anticovid să nu mai fie gratuit? E bine, da, e o declarație, o idee lansată astăzi de Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, care spunea că oricum statul român suportă acum cheltuielile pentru că e o situație excepțională, dar va veni o perioadă într-un viitor oarecare în care, spune Ludovic Orban, am putea să plătim pentru vaccin așa cum facem cu vaccinul antigripal. Imediat a venit și reacția premierului Florin Câțu, care spune așa: în România vaccinul este gratuit, nu a existat nicio discuție în guvern și va rămâne gratuit în următoarea perioadă. Cum să privim aceste declarații și cum ar fi, din punctul vostru de vedere, dacă vaccinul anticovid nu ar mai fi gratuit? Cum ați vedea această eventuală decizie? Vorbim și despre școala românească, pentru că de astăzi avem aproape 3 milioane de elevi care merg fizic din nou la școală și vă întrebăm cum se simt copiii voștri din nou la școală. Sunt bucuroși că și-au revăzut colegii, dascălii sau dimpotrivă sunt afectați emoțional, dar și din punct de vedere școlar nu le convine, ar vrea tot în online pentru că s-au obișnuit, poate în online. Cum vedeți voi evoluția lor școlară și emoțională și care ar fi riscurile în cazul în care se vor închide din nou școlile? Vă așteptăm în direct. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este acum alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara! Ludovic Orban vorbește despre vaccinul anticovid care ar putea să nu mai fie gratuit și ne dă detalii, vorbește despre antigripal, cum procedăm în prezent cu vaccinul antigripal, cum ar putea să se întâmple cu cel anticovid într-un viitor oarecare, pentru ca premierul să iasă și să spună că nu există o asemenea discuție. Dimpotrivă, spune Florin Câțu, deja avem comenzi pentru a continua campania de vaccinare și în toamnă și în anul viitor, pentru că nu știm exact cum va evolua pandemia. Ce e cu această idee a plăti vaccinul anticovid? Noi am vrea să credem că o fi vreo strategie de încurajare a vaccinării. Da, bănuiesc că există o strategie și atunci când îți dai cu levierul în genunchi. Probabil că ai o strategie în cap și pentru asta. Altfel, nu văd o imagine, o altă imagine pentru ce a făcut domnul Orban. Se prezintă drept cel mai mare politician din PNL și insistă pe acest cuvânt, așa, eu știu politica, domne, cum se face, și toată camarila lui din PNL marșează tot timpul, bate monedă pe ideea asta. Orban știe politică. Știe politică, adică știe teșghetăreală, știe aranjamente, nepotisme, trafic de influență uneori ordinar, așa, adus în partid indivizi din alte partide, în special din PSD, traseiști. Aici, asta este marea valoare de politician a domnului Orban. A avut însă și o idee bună în domnul Orban, pur și simplu strategic bună, aceea cu Nicușor Dan, candidat la primăria Capitalei. Dom'le, aia a fost o idee într-adevăr remarcabilă, altfel ar fi pierdut și rămânea tot Gabriela Fire. Și a făcut-o împotriva chiar a propriului partid, care n-a fost de acord. Dar, tocmai pentru că domnul Orban se prezintă ca un astfel de mare combinator, este imposibil pentru mine să-mi explic această ieșire acum. Păi cum să spui așa ceva? Vă zic că de 6 luni de zile, poate mai mult, oamenii fac vaccin gratuit în România. Și problema a fost în tot acest timp să-i aduci să se vaccineze. Și e în continuare această problemă să-i aduci să se vaccineze. Și până să spui că e gratuit. Și bineînțeles că vaccinul este gratuit. Ca să pomenești, fie și să pomenești acum, după 6 luni de vaccin gratuit,
să pomenești de plată pentru vaccin, păi știți cum e prima reacție? Deci prima reacție a omului este a ăștia vor să bage vaccin obligatoriu, domne. Păi când spuneau ăia unul și altul că bă, o să vă ia, bă, să vă ducă ca pe oi la vaccin obligatoriu, cu poliția o să vă ducă. Ori această zicere a lui Orban este văzută ca un prim pas spre obligativitatea vaccinului. Da? Da, bineînțeles că dacă discutăm acum teoretic pentru vaccinul gripal, se plătește să cumpără vaccinul respectiv. Dar e cu totul altceva. Ăla e un vaccin care se face de zeci de ani, nu a produs nicio pandemie, e cu totul altceva. Și de ce să pomenești de așa ceva într-un astfel de moment? Poate că peste, eu știu, 5 ani, de acum înainte, o să fie în regimul vaccinului gripal, așa cum și coronavirusul va fi în regimul virusului gripal. Nu că spre asta tindem, să fie COVID-ul să fie o gripă, în ultimă, tratat ca o gripă în ultimă instanță, nu? Adică tot te îmbolnăvești de aia, poți să și mori, dar în parametri, în cifrele respective. Sigur, are sens. Dar, domnul mare politician Orban, ce sens are să spui asta în acest moment? Din punct de vedere politic, nu mai discutăm alte chestiuni medicale și a mai departe. La care, bineînțeles, că Florin Cîțu, premier, a venit și a spus, dom'le, mai lipsea să spună magistre, ești nebun. Fie gratuit și o să fie gratuit în continuare. Deci, nu înțeleg. Fie și dacă ar trebui să o analizăm în termenii luptei pentru postul de președinte al PNL în perspectiva viitorului congres, nici așa n-are sens. Adică ce a vrut să-i ridice lui Cîțu o minge la fileu, domnul Orban, cu mare iscusință, pentru ca să vină Cîțu și să-i dea în cap. Asta e strategia marelui politician Orban. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg, mai ales că din ce ați citit acolo, domne, omul a elaborat. A detaliat răspunsul, da, nu e, adică n-a fost ceva întâmplător. Nu i-a ieșit bufnița. Nu i-a scăpat trei secunde ceva, nu, chiar a detaliat. A elaborat, că o fi, că o păți, cu gripă. Îmi fac, nu ce. Da, și cu asta basta. Da, răspunsul premierului Cîțu vine să anuleze declarația lui Ludovic Orban? Nu poate să o anuleze. Sau rămâne această ceva. Întrebare? Dom'le, ăștia pregătesc ceva? Sigur că da. Sigur că da. Și din punctul ăsta de vedere, domnul Orban a făcut o tâmpenie care depășește interesul lui politic. Și, mă rog, luptele intestine din PNL. A făcut un deserviciu major campaniei de vaccinare. Și în ultimă instanță întreb, în ce calitate s-a trezit vorbind domnul Orban? Vorbind despre această măsură, care este o măsură specific guvernamentală. Măsura asta nu ia domnul președinte de partid Orban, o ia guvernul împreună cu specialiștii de la cum CNSU ăla, cu medicii și așa mai departe, studiem situația. De ce te trezești vorbind? Deci a făcut un lucru foarte prost și rău de domnul Orban, dincolo de, mă rog, combinageala lui politică. Sunt oameni care credeți că s-ar putea gândi acum, haideți repede să ne vaccinăm cât mai e gratuit. Că după aia o să ne pună ar fi să plătim. Bine să, ar fi bine să fie așa, ar fi bine, nu cred că va fi asta. Dimpotrivă, oamenii pot să devină suspicioși, pot să îi ostilizezi cu o astfel de declarație în acest moment. Vorbim despre școală pentru că avem aproape 3 milioane de elevi care merg fizic din nou la școală, domnule Popescu, și încercăm să înțelegem cum e momentul acesta. Se împarte între bucurie și poate debusolare, lipsa integrării. Cum vedeți momentul pe care îl trăim și pe care îl trăiesc acești copii care au revenit la școală pentru câteva săptămâni, că oricum vine vacanța de vară? Nu știu. Nu știu.
o să vedem ce spun ascultătorii care au copii. Eu n-am copii la școală. Deci nu știu. Poate nu că știu prin ce-i drag. Cu ei. Poate că acum. Prin drag de școală acum. Asta ziceam, că în sfârșit, după un an și ceva, când au văzut că e rău totuși fără școală, nu? Școala aia pe care o înjurau ei tot timpul, că cu profesorii care stau pe capul lor și cu colegii cu care se ceartă, e, uite că acea școală a ajuns să le lipsească probabil foarte mult, așa, ca relații umane, ca mediu în care să înveți și pentru, sper că pentru mulți a devenit evident că e mult mai greu să înveți acasă, online, de unul singur, cu un profesor spânzurat pe acolo pe ecrane, care poate nici nu știe să deschidă un calculator, decât să fii totuși la școală. Sper că asta să fie. Pot să fie și situații în care copiii s-au alienat stând acasă, au intrat în acest pattern, în acest tipar de viață și să le dacă aveau, pentru că sunt din păcate destui copii care au această tendință de izolare, de a se lipi de calculator, de telefon, de a nu avea, de a avea relații mai degrabă virtuale sau deloc cu alții de vârsta lor, și s-ar putea ca în cazul lor pandemia să le fie accentuat această izolare. Dar n-am de unde să știu. Asta ne vor spune ascultătorii care au copii. Sigur. Și așteptăm în direct. Ar fi extraordinar dacă ar intra și un elev. Dacă ar intra un elev acum, sau doi, sau trei, ar fi nemaipomenit să discutăm direct cu cei aflați acum în situație. Însă aș mai atrage atenția asupra unui fapt. La Oradea, la liceul Emanuel Gojdu, din Oradea, da, liceu de mare prestigiu, acolo conducerea liceului a luat niște hotărâri locale, în funcție de situația din... Așa au considerat ei. Deși este sub 1% rata de infectare în Oradea, cum de altfel este practic în toată țara acum, ei au considerat, conducerea liceului, Consiliul de Administrație, ce este acolo, a considerat, domne, rămânem cu 4 zile fizice, deci vin 4 zile, potrivit dispoziției de la minister, 4 zile vin fizic copii, dar o zi, prin rotație, fiecare clasă rămâne online. Da? Deci rămâne o mică coadă, asta de trecere, din starea de online, din timpul carantinei, la această stare de prezență fizică la școală, și de asemenea au menținut pauza doar de 5 minute și ora de 40 de minute. Așa au considerat. Nu mi se par niște măsuri care să difere prea mult de ordinul respectiv. 4 zile, una de online, acelea cu ori, nu e ceva câtuși de puțin dramatic și o încălcare gravă, așa. Iar ăștia de la inspectoratul școlar l-au dat afară pe director. Pentru asta. Au ieșit în stradă sute de elevi acum împreună cu profesori de acolo, cu lumea din Consiliul de Administrație. Dom'le, nu se poate așa ceva. Și mi se pare o hotărâre abuzivă asta. De ce să nu lași unor organisme locale, cum sunt astea, conducere de liceu, să ia niște măsuri cu anume ajustări, cum consideră ei. Bineînțeles că dacă ar fi decis conducerea liceului, toată lumea rămâne acasă, da, nu se face prezență fizică, rămâne în online, da, atunci aveam o problemă. Dar dacă au considerat că trebuie să facă trecerea asta mai treptat, cu o zi totuși pe săptămână prin rotație, de ce să te-a pus să-l dai afară pe director? Nu știu dacă mai sunt și alte cazuri, dar aici cred că trebuie totuși să fie ascultați și cei care lucrează acolo, în teritoriu, cu elevii. Nu a venit ucazul de la inspectorat, gata, toată lumea culcat la pământ pe burtă să execută. Nu. Nu e în regulă.
Un subiect foarte important, domnule Popescu, dezbătut zilele acestea. Jurnaliștii Cătălin Tolontan, Alexandru Pop, Mihai Toma, Mircea Marian, Andrei Sabin Orcan, audiați la DIICOT. E un dosar în care se fac cercetări pentru șantaj și constituirea unui grup infracțional organizat. E o plângere formulată împotriva lor, o plângere penală, de către primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul spune așa, că viața și imaginea sa au fost grav afectate în urma unor articole defăimătoare. Este un editorial semnat de jurnalistul Cătălin Tolontan în Libertatea. Acum, astăzi, explicații pentru public de ce suntem o țintă ca jurnaliști de investigație și cum am procedat. Este titlul editorialului. Tolo vorbește despre o campanie de intimidare fără succes. Ziariștii citează știri din alte publicații, din agenții de presă, din surse deschise. Pentru asta ne-a reclamat la DIICOT primarul Daniel Băluță. Spune Cătălin Tolontan, așa cum jurnaliștii trebuie să încerce să vorbească cu cei despre care scriu, jurnaliștii trebuie să citeze când preiau o informație din altă sursă. Acesta nu e complot, ci un mod natural și transparent de a funcționa. Nu avem o înțelegere cu nimeni în afară de public, scrie Cătălin Tolontan. Cum priviți subiectul? Cheia acestor evenimente stă în codul penal. Mai exact în ceea ce nu mai e în codul penal din 2014. Și anume, nu mai sunt incriminate penal insulta și calomnia. Dacă domnul Băluță ar fi făcut operațiunea asta înainte de 2014, ar fi recurs la calomnie în cazul de față, în plângerile respective. Acum, n-a vrut să o facă. De ce? Pentru că sunt în civil. Nu e cu chemare la DIICOT, la DNA. Nu poți să faci spectacol din asta. E în civil. Să judecă în civil, acolo poate să fie amendă și cu asta basta. Toată operațiunea, am văzut plângerile domnului ăsta Băluță. Deci acolo este orice vreți dumneavoastră, în afară de vreo justificare sau vreo probă pentru acele cuvinte, șantaj și constituire de grup infracțional organizat. Deci, nu, după părere, bineînțeles, o să decidă procuratura. Deci nu există niciun fel de, chiar și spune domnul Băluță acolo, am fost defăimat. Păi pentru că s-au dat titluri, nu știu cum, că el a fost asociată imaginea, că a fost asociată imaginea cu a unor interlopi. Da, stimabile, asta intră la calomnie. Iar Cătălin Tolontan este autorul moral. E autorul moral, aia e formidabil, să-l chem pe un om la DIICOT pentru că este autor moral al unor articole care ți-au afectat, că asta spune omul, mi-au afectat imaginea, onoarea, demnitatea. Păi, ce spune la lege aici? Spune cât se poate declar. Am luat așa. Afirmarea sau imputarea în public prin orice mijloace a unei fapte determinate cu privire la o persoană care, dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană la o sancțiune penală, administrativă sau disciplinară, ori disprețului public, este poate fi pedepsită cu amendă între 2.500 și 13.000 de lei, despăgubiri în civil. Deci, asta este cazul tipic. Dacă dânsul sau putea să vină cu insultă dacă dorea, atingerea onoarei ori demnității unei persoane prin cuvinte, gesturi, prin alte mijloace, în scrisuri, supunere la batjocură. Păi asta spune în plângere, că s-au dat titluri, că s-au prezentat lucruri neadevărate. Foarte bine, insultă, calomnie. Deci dacă mergea pe aceste articole din cod civil, așa, era, da, trebuie să fiecare cetățean are dreptul să facă plângere, se judecă și vedem care-i treaba.
Păi n-a mers pe asta. De ce? Pentru că avea nevoie de camerele de televiziune la poarta parchetului, erau la poarta discotului. Păi da, erau pentru că erau anunțate. Eu am trăit chestii de-astea. Am avut vreo, nu mai știu, numărasem vreo 32 de procese la un moment dat. Am prezentat la toate, așa, de-a lungul vremii. Și au fost procese în care ținta unor prietini de-ai mei din presă, unii care lucraseră cu mine până atunci și care îmi purtau o dragoste nemărginită, așa, ținta lor care era? Să fiu chemat. Să fiți văzut că să fiu chemat și în, când se ajunge la procuratură, să vină toate televiziunile. N-avea nicio importanță că sunt chemat în calitate de martor, cum sunt și respectivii, da? Jurnaliști, Tolontan și ceilalți sunt în calitate de martor. Nu contează, nu mai contează. Ținta unei astfel de operațiuni este exclusiv de imagine, da? Ai ajuns în față la DICOT, camerele sunt pe tine și după aia funcționează titlurile, da? Titlurile. Cum zice domn Băluță, cu titluri. Da, să dau tot felul de titluri. Cum se dădea la mine? Păi era pregătit titlul. Popescu dat pe mâna procurorilor. Sau CTP, dat pe mâna procurorilor. Care mână? Eu m-am dus, mi-am depus. Așa, am reușit să evit chestia asta, pentru că nu sunt născut ieri. Am reușit să evit să mă duc la o oră la care nu era nimeni pe acolo și să nu se știe. Mi-am depus mărturia respectivă, la revedere și cu asta basta. Dar dacă aș fi fost văzut acolo și erau televiziunile, atunci scopul era atins. Asta este toată această operațiune. Și din acest punct de vedere, primarul Băluță și-a atins scopul. Și-a atins scopul, bineînțeles. Au fost aduși în față. Asta a dorit, da? Ca după aceea, alții jurnaliști, așa că avem și noi, cu mare fiecare brezlă, așa, să fie gata pregătiți ca să spună, domne, e teribil, domne, ce se întâmplă? E o pată. E o pată? Care pată, domne? Că ai fost chemat ca martor acolo? Eu n-am, în perioada asta, când eram prin procese, eu le-am spus colegilor și de la mine din ziar și de la alte ziare, eram și președintele clubului Român de Presă, mi-a spus, domne, nu vreau să deschidă nimeni un cuvânt, gura, în legătură cu mine. Mă descurc singur, mă apăr singur, mă duc în justiție, mergem până la capăt, nicio problemă. Nu vreau din partea nimănui niciun fel de susținere prin presă. Da? În cazul de față, consider același lucru. În fișa postului de jurnalist este și asta, să fii chemat, să fii târât, de fapt, la tribunal, la un moment dat, pentru că ai de-a face cu tot felul de indivizi, din politică, din mafia, interlop și așa mai departe, și ăștia pot la un moment dat să te aducă în această situație. Asta este. Asta este, te duci, ești împroșcat cu noroi în imagine, suporți și mergi mai departe. Însă, să fie foarte clar cu ce avem de-a face. Bineînțeles, justiția se pronunță, dar am văzut și eu, dacă pe baza acelor plângeri făcute de Băluță pot fi inculpați, aduși în stadiu de inculpare, deci cercetare penală, jurnaliștii respectivi, atunci eu nu știu ce să mai zic. Sigur, se poate face și asta. Dacă se va întâmpla, vor merge în fața, mai departe, în fața justiției, până la capăt. Este imposibil ca, până la urmă, pe linia asta să nu vină o persoană competentă juridică care să vadă ce e acolo și să spună, păi frate, asta nu se încadrează, mergeți în civil cu chestia asta. Despre asta este vorba, mergeți în civil la calomnie și insultă. Nu e o chestiune de... Nu sunt date pentru o infracțiune. O ultimă întrebare pe subiect. Nu avem o înțelegere cu nimeni în afară de public, scrie Cătălin Tolontan astăzi în Libertatea. Ce este important să știe publicul după cele întâmplate? Este important să știe că în țara asta sunt puțini, au rămas, n-au fost niciodată prea mulți, iar acum sunt și mai puțini jurnaliști de investigație. Deci jurnaliști care chiar deranjează, care chiar se bagă în diverse mușuroaie pe care le scobesc
Ați văzut cum de-a lungul anilor acum au mai rămas unii. Iată, Recorder, Rise Project, da? Echipa lui Tolontan, de la Libertatea. Mai sunt încă niște jurnaliști de investigație care chiar scot dezvăluiri la lumină, care nu stau prin studiouri de televiziune ca să facă propagandă și manipulare. Nu, se duc în teren și vin cu fapte. Vin cu fapte, cu dovezi, cu acte în legătură cu corupție majoră, în legătură cu furturi și așa mai departe. E, această acțiune, bineînțeles că ea este țintită împotriva acestor jurnaliști cu care are ceva domnul Băluță. Bun, e în regulă. Dar asta lovește în această, să spun, meserie de jurnalist de investigație, care și așa este rară în momentul de față în România. Urmărim subiectul, firește, vor apărea cu siguranță noi detalii pe această temă. Ne vom întoarce așadar la subiect. Vorbim despre vaccinare și despre școală. Astăzi, Ludovic Orban a venit cu această declarație astăzi, cum că e posibil ca într-un viitor oarecare, spune domnul Orban, vaccinul anti-COVID să nu mai fie gratuit. A venit și reacția premierului spunând că în România vaccinul este gratuit și va rămâne gratuit. Vă întrebăm și pe voi, cum ar fi ca vaccinul anti-COVID să nu mai fie gratuit? Vi s-ar părea o idee bună aceasta? Oare ar încuraja sau ar descuraja campania de vaccinare? Voi ce credeți? Și vorbim și despre copiii noștri care au revenit la școală în număr mare de astăzi. Cum se simt ei din nou la școală? Bucuroși sau dimpotrivă afectați? Poate i-a afectat școala online sau își doresc să învețe tot online și le este dificil acum cu relaționarea, comunicarea cu ceilalți colegi. Cum vedeți evoluția lor școlară și emoțională și care sunt riscurile în cazul în care se vor închide din nou școlile? 0372069599. Vă invităm să intrați în direct cu noi acum în Piața Victoriei. Mergem la Sibiu, ni se alătură Claudiu. Te salutăm, Claudiu. Vă salut pe dumneavoastră și pe domnul Cristian Tudor Popescu. Din județul Sibiu vă sunt, Claudiu, da. E numele meu. Da, ce să vă spun în legătură cu declarația domnului Orban? Cred că este total nepotrivită, deci total nepotrivită, pentru că nu se poate încuraja vaccinarea prin taxă, să spunem așa. Adică trebuie să fie gratuită, părerea mea. Pentru că, așa cum vedem, se fac eforturi mari la noi în țară și probabil și în alte țări, pentru a încuraja populația să se vaccineze contra acestui virus. Dar, Claudiu, ai o explicație, da, domne, pentru ce l-a apucat pe domnul Orban, că eu n-am. Poate ai tu o explicație. Da, sincer, în primul rând nu știu pe ce se bazează domnule Cristian Tudor Popescu, domnul Orban. Adică pe ce se bazează când spune asta? Are vreo bază reală, vreun temei? Sau nu, e o declarație? Are o bază, stai foarte bine, are o bază științifică, o bază medicală? Pentru că asta este o hotărâre tehnică, științifică, medicală. Cum o face dânsul? Pe ce bază? Da, corect? Da, da, asta zic și eu, îmi pun problema. Pe ce bază? Deci pe ce se bazează când spuneți, și mai ales cum a spus dumneavoastră domnule Cristian Tudor Popescu, în ce calitate? Și asta este important. Adică dânsul în ce calitate face asemenea declarații? Asta ar fi o a doua problemă. Deci nici tu, Claudiu, nu-ți dai seama de ce a deschis gura. Sincer, nu. Și eu tind, bineînțeles, și probabil că majoritatea românilor să-l cred pe domnul premier atunci când spune că în continuare va fi deci vaccinarea va fi gratuită. Deci ne garantează, practic, domnul premier. Acum, eu tind să-l cred, sper să fie adevărat. Este și bunul simț care este de partea domnului Câțu, nu? Adică de bun simț să fie vaccinul gratuit în continuu. Da, și este, eu zic că este bine că a reacționat imediat domnul premier, părerea mea, la declarațiile făcute. Eu zic că este un lucru bun. Crezi că ar putea fi această variantă despre care vorbeam mai devreme? Dom'le, o fi o strategie. Îi încurajăm pe oameni să meargă să se vaccineze, spunându-le că dacă nu veniți acum, după aia vă luăm banii. Nu. E total greșit. Părerea mea că este total greșit
să, adică să încurajezi oamenii. Asta nu este o strategie. Deci să încurajezi prin taxă, prin, adică nu mai este să le spui că nu e gratuit. Nu, părerea mea este că nu. E total deplasată declarația, în concluzie, declarația domnului Orban. Nici nu trebuia să facă o asemenea declarație, dar nu știu ce a fost în capul dânsului, să zic așa cum zice și domnul Cristian Dorobescu. Nu pot să-mi dau seama. Nu am explicații. Am văzut pe pagina de Facebook, pe pagina de Facebook câteva comentarii ale ascultătorilor care spuneau că poate o fi, na, sub influența. Ah, că era o la o chermeză undeva, da, pe partid, da, așa. Da, exact. Poate că așa o fi declarat. Cum? În Argeș, era la o aniversare de partid. Da. Exact. Și cu ocazia asta poate că o fi, da, era mai euforic omul, mă rog. Posibil și asta, nu știu ce. Că altfel nu am explicație pentru declarația făcută. Totuși este un om politic, nu domnul Cristian Turopescu? Păi asta spuneam și eu. Un important politic. Un lider de partid, un partid important. Al doilea partid ca importanță, ca mărime, mă rog, din țară. Adică, poate ne va lămuri domnul Orban și ne va da detalii mâine, da, poimine, dar totuși ne potrivit în calitatea lui de președinte al Partidului Național Liberal. Ce i-a venit cu această declarație? Cum e cu școala? Cum au revenit copiii la școală? Sincer, aici nu pot să mă exprim pentru că nu am copii la școală și, bine, eu zic că este în regulă, dar am doi nepoței, care au doi nepoței în vârstă de 16 ani, care au revenit cu bine la școală, dar, din păcate, în zona noastră o zi merg, una nu, în funcție de, în funcție de indicele. Deci dacă este sub 1 la 1000, revin la școală, altfel nu revin. Îi derutează lucrul acesta? I-a în derutat? Funcție de ziua respectivă, da. Cum? Ce anume? I-a derutat lucrul acesta? Da, sunt puțin derutați. Nu cred că e ok. Deci, vă dați seama, o zi să mergi o zi online sau o zi să mergi două zile online, nu știu dacă e tocmai o idee bună. Dar era mai bine să fie numai online? Nu era nici asta o soluție, dar... Nu oare trebuie să nu mai închidem școlile deloc? Și dacă va veni valul al patrulea? Nu, deci dacă este o incidență mai mare, da, consider că totuși este riscant. Trebuie să fac online, dar nu știu. Și știți, este o problemă și cu o zi și o zi. Nu, copiii sunt destul de derutați. Nu știu, ar trebui să găsească o soluție. Nu știu, poate... măsurile să meargă, să se meargă la școală și peste unul la mie, dar să se ia măsuri mai... Claudiu, vine în sprijinul acestei idei și anume să fie tratați elevii diferit de adulți, deci de restul populației, pentru că, adică să nu funcționeze aceleași cifre pentru elevi, de pildă 1 la 1000, ăsta care e general, să fie, nu știu, 1,5 să zicem. De ce? Pentru că domnul ministru Câmpeanu a comunicat acum o cifră, sunt doar 270 de elevi infectați din 2,7 milioane. Deci 1 la 10.000. Da. Adică un nivel de infectare mult, mult inferior nivelului general care s-a înregistrat. Și atunci mi s-ar părea logic, nu? Să adaptăm și cifra respectivă de incidență sub care nu se mai merge la școală, acestor cifre. Elevii nu au fost, iată, niște transmițători virulenți. Mulțumim foarte mult, Claudiu. Mulțumim foarte cu mult. Plăcere, cu multă plăcere, o seară frumoasă. O seară bună, Claudiu. Mulțumim. Din județul Sibiu, în direct cu noi, și mergem la Claudiu din Piatra Neamț acum. Te salutăm, Claudiu. Încercăm să refacem această legătură. George ni se alătură. Salut, George. Rămâna, bună seara, frumos, domnule Delea, bună seara, domn Popescu. Ascultătorul dinainte a spus aproape cam tot ceea ce aveam eu de gând să spun, dar aș vrea să nuanțez un pic și am să încep cu sfârșitul, cu școala. Școala e un flop, da? Școala online nu poate fi decât un flop și mai mare. Ce e acela flop? Iartă-mă, George. În sensul că e ceva rău de tot. Adică, în limbajul de specialitate, într-un business, dacă dai un flop, să spune că ai dat o bară. Da, în presă asta se numește fonfleu.
Ok, fonfleu cu atât mai mult, știți mult mai bine, cunoașteți mult mai bine limbajul de specialitate decât... Am înțeles, i-ai dat-o în bară, e clar. Da, da, rău de tot, rău de tot. Sigur, aș fi vrut să vin și cu o soluție, nu văd soluția pe termen, pe termen scurt. Pe termen lung, sigur că trebuie să scoatem rădăcina din pământ și să replantăm din nou învățământul. Cam asta, cam asta ar trebui să se întâmple. Cu dar se poate așa ceva? Cu, să scoți rădăcina din pământ? Foarte greu, foarte greu. Foarte. Și acum ajungând la, întorcându-mă la domnul Orban, săptămâna trecută, cred, atunci când a comentat numirea doamnei Dăncilă la Banca Națională, știu că a folosit acelea expresie cu vocea și talentul care o recomandă pe doamna Dăncilă. Însă domnul Orban astăzi, prin declarația asta pe care a făcut-o, cred că s-a trezit în emisiunea aceea lui Virgil Ianțu, copiii spun lucruri trăznite. Și ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns, pentru că totuși este o persoană care este președintele Partidului Național, președintele unui partid important, haideți să nu... Ori nu poți să fii atât de irresponsabil și să vii cu astfel de informații și cu astfel de afirmații, de parcă, exact cum spuneați mai devreme, era la o chermeză undeva și comenta diverse lucruri. Este chiar o afirmație irresponsabilă. Irită oamenii o asemenea declarație? Vă rog? Deranjează? Îi deranjează pe oamenii o asemenea declarație? Irită? Poate creează suspiciune, cum spunea domnul Popescu mai devreme? Pe mine nu mă mai deranjează de mult ceea ce spune domnul Orban, pentru că nu cred că dânsul este persoana potrivită să conducă un astfel de partid. Dacă ne uităm un pic în spate, la cine a condus partidul ăsta, sigur, cu câteva zeci de ani în urmă. Sunt persoane care vor profita în mod cert de afirmația aceasta și vor capitaliza cumva pe această informație. Mai departe, sper totuși ca să aibă un sfătuitor care să-i spună că trebuie să revină și să nuanțeze sau să spună că a spus o prostie. Dar, deși nu văd politicieni la noi care să vină să spună clar în față: domnilor, am greșit, domnule, am dat-o în bară. Păi sfătuitorul respectiv ar trebui să-i facă un dosar de presă, eventual, cu ceea ce se întâmplă acum la Radio Europa FM, cu dumneavoastră, da? Și cu ascultătorul nostru tot, Claudiu, dinainte, nu, Claudiu și cu George, și cu cine o mai fi, o vedea. Deci poate că domnului Orban ni se vor prezenta niște informări de presă. Domne, toată lumea se întreabă ce-i cu matale, ai băut ceva, te-a luat capul, ce-i cu chestia asta? Și, dar așa e, George, nici eu nu cred că va ieși să spună: da, domne, nu știu ce am avut, eram amețit. Școala online, în cazul în care vom reveni exclusiv online la un moment dat, poate din toamnă, doamne, cine știe, doamne, cum ar trebui să arate diferit? Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Băiatul meu cel mic este clasa 11-a și sigur că din punctul de vedere a fost traiul de pe pământ să stea acasă, să nu mai să trezească cu ore înainte de începerea cursurilor. Însă din punct de vedere al acumulării de informații este un dezastru. Din punct de vedere al, în primul rând, al transmiterii de informații de către cadrele didactice, către el și către copiii, colegii lui, și după aceea și acumulării de informații, este groaznic. Mulțumim tare mult, George. Mulțumim pentru că ai intrat. O seară bună. Mergem la Oradea. Adrian îi se alătură. Te salutăm, Adrian. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor. Nu o să vă țin mult, o luăm pe puncte. Primul punct cu domnul Orban, nu știu, dânsul de când s-a cocoțat pe tronul din vârful Camerei Deputaților, am impresia că trăiește între așa câte în bula dânsului și din când în când se dă jos de pe tron sau așa de bine se simte pe tronul Camerei Deputaților ca pe alt tron și dă câte o bulă de asta de nu mai știi ce să crezi. Eu bănuiesc că a reușit cumva performanța să se izoleze de colegii dânsului de partid care sunt implicați mai mult sau mai puțin în actul de guvernare și atunci mai scoate câte o idee de asta mai mult după ureche.
poate a ascultat emisiuni de la postul dumneavoastră, nostru să zic, că sunt fidel ascultător de radio, au existat multe opinii în care se punea problema, domne, cei care refuză să se vaccineze, dacă ajung la în situația în care sunt infectați, să suporte tratamentul și ulterior vaccinarea anticovid și poate dânsul a auzit astfel de afirmații și zice gata, cam ăsta e trendul la toată lumea, cel puțin la cei care au orientare liberală și atunci cândva mai devreme sau mai târziu o să punem lumea la plată. E un pic aiurea atâta timp cât să nu o luăm la noi, nu neapărat ce zice domnul Câțu, dar deocamdată nici la nivel de Comisie Europeană nu se pune asemenea problemă. Poate unii au, așa care cei care fac bugete pe 10-15 ani încolo să fi enunțat asemenea idee, dar afirmația dânsului, în afară de faptul că a făcut un mare deserviciu la toată munca asta de a convinge scepticii să meargă totuși la vaccinare, eu nu văd ce câștig are dânsul prin asta, din potrivă a dat în spate efortul ăsta de a ajunge la un prag de vaccinare suficient de confortabil ca să evităm un val 4 crâncen în toamnă, când se va reveni la indoor și iară va începe aglomerația și, da, și în spații închise și în școală. Cum sunt copiii referitor din nou la școală? Da. Referitor la școala online. Domnul Tudor Popescu făcea referire la situația de aici, de la noi, de la Oradea, unde a fost ideea asta, 4 zile face-to-face, o zi online. Eu, din câte... Acum am fost eleva liceului respectiv, dar nu mai am contact în interior. Eu, din câte am înțeles, așa, din discuții cu cei care încă au copii acolo, s-a optat pentru 4 zile face-to-face, o zi online. Ziua online fiind dedicată acelor profesori care nu s-au vaccinat sau nu doresc să se vaccineze, dar totuși e nevoie de competența lor. Și atunci s-a încercat, să zicem așa, să împăcăm și capra și varza. Deci avem nevoie de știința acelora, ei nu sunt dispuși, nu vor nici să se vaccineze, le e frică, încă le e frică să dea față cu elevii și atunci, bun, facem 4 ore la școală și pe domnii profesori ăștia mai reticenți așa sau mai temători, că poate sunt care s-au vaccinat, dar totuși au frică. Asta nu pot să dăm oamenii pentru așa ceva, că totuși pandemia asta omenirea a plătit un preț greu și încă va mai plăti. Și atunci mie mi se pare o soluție de compromis bună, pentru că e un efort totuși de a duce procesul educativ mai în față. E o soluție politică, Adrian, nu? Asta, mie mi se pare mai mult o soluție de avarie. Și mie mi se pare pragmatică la ce situație este acolo. Deci, eu spuneam politică în sensul bun al cuvântului, da? Când ai o astfel de... O politică publică, eu zic că e bună. Mi-ar place foarte mult pe viitor. În ultima lună, să zic așa, cel puțin pe plan local, la hotărârile emise de Comitetul Județean și cel local de situații de urgență, au găsit o formulă care mie chiar mi se pare funcțională și de bun simț. Au zis, domne, vineri dăm incidența și în funcție de valoarea incidenței vineri, omul știe, la școală vorbesc, știm că se face online sau nu online, sau face-to-face sau online. Deci luăm un punct zero, să zic așa, dăm parametrii valabili în ziua respectivă și o săptămână mergem după acea cifră. Dacă vinerea viitoare a crescut și eu la o cotă la care se impune revenirea în online parțial sau total, ne adaptăm ca atare. Dar ping-pongul ăla de la începutul școlii, ca să zic așa, când s-au reluat cursurile, când nu numai cei din București, ci chiar pe plan local, era lumea burgășată, nu știau nici profesorii, nici personalul nedidactic care sprijină procesul de învățământ, secretare și contabili și ce mai sunt în spatele profesor, nimeni nu știa nimic ce să facem, ce să nu facem, cum să facem.
au fost niște discuții la nivel de politician, cei care trebuie să aplice deciziile politice au resurse limitate totuși, că peste noapte nu poți să faci. Urmărim. Dozatoare de dezinfectant, să avem ciclu pe 7 interi. Da, și urmărim și subiectul de la Oradea. Mulțumim tare mult, Adrian. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Vreau să mergem în Germania, ne așteaptă George. Salut, George! Bună seara! Cum bună e cu vaccinul? Da, da, te auzim. Ludovic Orban vorbește despre vaccinul anticovid care ar putea să nu mai fie gratuit într-un viitor oarecare. Ce crezi? Eu lucrez ca șofer de camion în comunitatea europeană și din păcate nu l-am putut vedea la față când a făcut declarația. Te-ar fi ajutat? Acea declarație m-ar fi ajutat, că am avut neplăcerea să-l cunosc personal pe domnul Orban în urmă cu ceva timp, când, pe vremea când era ministrul transporturilor, l-am târât efectiv din mașină când s-a returnat la mine la Sârca, în județul Iași, și am avut ocazia să-l cunosc așa live, fără camere, fără nimic în jur, și mi-aș fi dat seama ce ar fi stat la baza acelei declarații. Dar eu cred că... Spui că l-ai cunoscut și personal și poate că te-ai fi prins de ce a făcut această declarație. Dacă i-aș fi văzut expresia vieții, mi-aș fi dat seama despre ce vorbește. Dar ce impresie ți-a lăsat atunci când l-ai cunoscut? Mi-a lăsat o impresie foarte proastă, un om evaziv, care e clar că era depășit și atunci, e depășit și acum. Dar stai puțin, George. Vorbesc din contextul unui om simplu. Stai puțin, te rog. A evocat o situație acolo. L-ai târât, l-ai scos într-o mașină, s-a răsturnat. Eu nu știu despre așa ceva. Poate am exagerat un pic. L-am ajutat să iasă din mașină când a avut celebrul accident pe vremea când era ministrul transporturilor. Care celebru accident? Unde? Că eu știu de un accident, a avut loc în oraș, ăsta cu un copil. A fost o întreagă poveste. Nu, tocmai de aia nu. Atunci nu a fost mediatizat, a ieșit cu mașina de pe carosabil, era domnul Orban la volan și nu s-a mediatizat. A fost noaptea și eu eram prin zonă. Deci nu a apărut în presă așa ceva. Asta când? Acum vreo 6 ani? Exact, nu mai pot aduce aminte. Știu că era ministrul transporturilor și l-am recunoscut instantaneu. Da, bine, deci nu e un fapt. Nu e un fapt care să fi fost mediatizat. Mai există cineva care l-a văzut în situația asta? Care eram eu cu un prieten atunci. În fine, nu ăsta este subiectul, nu mă interesează. Am înțeles, dar eu nu puteam. Eu sunt de meserie gazetar. Eu trebuie să întreb când apare o astfel de informație despre ministrul transporturilor care s-a răsturnat cu mașina. Trebuie să întreb, să mă lămuresc. M-am lămurit. Te rog, mai departe. Ideea este că el nu a făcut altceva decât să dea apă la moară tuturor teoriilor conspiraționiste vis-a-vis de vaccin, vis-a-vis de control, cipare și așa mai departe. Sunt o grămadă de site-uri, după cum v-am spus, eu lucrez ca șofer pe camion și toată ziua asta aud și văd la radio, pe Facebook, pe alte rețele de socializare din România mai ales. Și el nu a făcut nimic mai mult decât să încurajeze aceste speculații. În loc să susțină campanie de vaccinare, ca oamenii să se vaccineze cât mai mult, el, eu zic, a făcut un regres. Dar ai o explicație campanie pentru această ieșire a președintelui Orban? Eu, după cum v-am spus, sunt un om simplu, sunt șofer de camion. Din câte pot să-mi dai o seama, încă mai este o competiție acolo la cârma Partidului Național Liberal și la cârma acolo sus la ei, și eu cred că încă încearcă să se faulteze reciproc și încă încearcă să se arate care este peste care. Și na. Domnul Ai o meserie grea și riscantă. Vedem acum cu toții că în Europa sunt mari probleme cu șoferii de camion. Am văzut și noi cum sunt atacați, unii uciși, prin parcări.
Ai avut astfel de situații? Nu am avut, din fericire eu nu am avut, pentru că îmi place să fiu precaut și, sincer, atât le-aș sugera tuturor șoferilor de tir, ce lucrează în Europa cel puțin, să se gândească că toată marfa ce o au este asigurată și dacă auzi că umblă cineva la tine în camion pe la spate, lasă-i să umble, că sunt sigur că o să-și recupereze banii reprezentanții firmelor și așa mai departe. Toată marfa este asigurată. Tu, ca transportator, trebuie să ai o scrisoare CMR completată, iar acea scrisoare reprezintă asigurarea transportului, asigurarea mărfii pe care o transport. Așa că nu am avut, mi s-a mai umblat. Eu lucrez la containere maritime în port, mi s-a mai umblat prin spate, am anunțat poliția dimineața, nici de cum nu m-am coborât din camion să verific eu. Deci primează viața, da. Sănătatea. Păi vă dați seama că eu am venit aici să muncesc pentru familia mea, am o fetiță de 6 ani și doar pentru ea muncesc. Care ar mai fi scopul? Ca eu să mă dau erou prin parcări și să mă lupt eu cu răufăcătorii. Sănătate și mulțumim foarte mult, George. Mulțumim pentru că ai intrat în direct cu noi. În București, Florin este cu noi. Te salutăm, Florin. Bună seara, domnule Delea, bună seara, domnule Popescu. Am să fiu scurt pentru că ați depășit deja ora emisiunii, cât îmi dau seama. În primul rând, copii. Am o fetiță de clasa a treia. Nu sunt de acord să mai meargă online, să meargă la școală. Nu cred că se întâmplă chiar așa lucrurile dacă merg ei la școală. Poate că profesorii sunt cei mai expuși, dar le face foarte mult rău. Deci au fost momente în care am văzut alți copii în alte, prin vizite pe unde am fost, mi-au creat senzația că sunt, au devenit foarte agresivi copiii. Stând acasă, neluând contact cu exteriorul decât foarte rar și vă dați seama că nu, universul lor se reduce și se restrânge foarte mult. Agresiv? Da, o agresivitate din aceasta, cum să vă zic, domnul Popescu, parcă nu mai reușesc să comunici cu ei. Știi? Nu mai au răbdare? Nu mai ascultă? Nu mai au răbdare. Nu mai pot comunica. Mai degrabă o închidere, o alienare a elevului, adică nu reușești să comunici cu el, te respinge în sensul ăsta. Am senzația că nu vorbesc suficient de repede pentru el, parcă nu se mișcă mult, mult, mult prea repede și nu mai reușesc să-l rețin în fața mea, să-l convinc să mă asculte. Se mișcă potrivit vitezei computerului. Exact. Cam așa. Asta se întâmplă, că în computer lucrurile sunt mult mai rapide. Da. Clicurile și mișcările pe care le faci sunt mult mai rapide decât, și acolo realizezi tot o comunicare, numai că ea se face într-un ritm, cu o viteză mult mai mare decât într-o comunicare între doi oameni față în față. Știți, în fața tabletei ei primesc mult mai multe informații decât la școală. Poate pare paradoxal, dar gândiți-vă că pe lângă profesorul care îl vede, îți mai vede încă vreo 10-15 copii. Și el trebuie să asimileze și acele informații. Dacă un copil tușește, dacă la un copil se aude o pisică sau lucruri de genul ăsta, el trebuie să le asimileze și pe celălalt. Încep copiii să vorbească unul peste altul și așa mai departe. La început au fost probleme și pe partea asta tehnică, pentru că își dădeau singuri pe mute, se dădeau afară din ședință, din întâlnire, în sfârșit. Din sesiune, da. Din sesiune de lucruri de genul. Mulțumim tare mult, Florin, pentru că ai fost cu noi. Te rog. Iar legat de ce a spus domnul Orban, cred că ar trebui ignorat, pentru că toate declarațiile care le face în cheie politică, având în vedere că urmează alegeri în Partidul Național Liberal. Deci sunt declarații politice, doar. Da, așa zic. Doar că nu pare să câștige nimic din ele. Mulțumim tare mult. Mulțumim, Florin, pentru că ai fost cu noi. Ni se alătură și Vasile acum. Te salutăm, Vasile. Bună seara. Foarte important ce ne spunea Florin mai devreme. Nu mai pot ține ritmul cu copilul meu. A devenit mult prea rapid. Se mișcă mult prea repede. Nu. Am o fetiță care este în clasa 10-a. Am un copil băiat în clasa 0. Pot să spun că cred că problema esențială este că sistemul de învățământ nu face față acestor provocări. Neapărat acum că online. Cred că și în online și în școala fizică
se pot întâmpla lucruri foarte interesante și foarte benefice pentru copii. Dar nu are cine să facă față acestei situații. Te referi la profesori? Exact. Am fost cândva, acum 20 de ani, am fost și eu profesor suplinitor. Știu un pic cu ce să mănânc această meserie și am un gust amar când văd că lucrurile sunt total departe. La fel cum și cu domnul Orban, vis-a-vis de declarația politică, păcat că avem asemenea oameni politici. Politica ar trebui înțeleasă altfel, ar trebui alt nivel. Dar ăsta este nivelul la care se află, cred că ne prezintă oamenii care reprezintă România. Adică dascălii nu știu să se adapteze mediului online, spuneți, și nu știu să le predea, în așa fel încât copiii să înțeleagă. Da, dacă se poate, am și fetița mea, care e cu mine, care e în clasa 10-a, țin neapărat să vă spună și ea câteva cuvinte, dacă vreți. Da, chiar îi invitam pe copii. Minunat. Ce veste bună! Te salutăm! Bună ziua, chiar... Bună ziua! Vreau să spun și eu părerea mea. Da? Aici ține mai mult de fiecare cum percepi situația. Adică, cel puțin pentru mine, nu consider că școala online nu ar fi o așa de mare barieră asupra învățământului, atâta timp cât personalul educațional și elevii totodată și-ar păstra seriozitatea și-ar lua în considerare tot ce s-ar întâmpla. Adică, da, este o situație specială în care ne aflăm datorită acestei situații în care ne aflăm. Ce nu faci la școală cum trebuie? Ce nu faci cum trebuie la școala online? La școală online parcă sunt mai multe distracții, adică mai stai de acasă, mai este... Sunt distracțiile care sunt într-un număr mai mare comparativ cu cele dintr-o clasă, care ajung mult mai ușor la tine. În paralel, deci, cu ce se întâmplă cu procesul de predare, mă rog să spunem, de învățământ pe online, poți să faci tot felul de alte lucruri, nu? În fața computerului, ceea ce în clasă nu se poate. Da. Și consider că... Asta e, cred că e un plus. Consider că și seriozitatea cadrelor didactice ar trebui să fie prezentă, pentru că uneori recunosc că poate nu se descurcă atât de bine prin a folosi aceste noi obiecte tehnologice. Acum ai revenit la școală. Cum e? Cum e acum la școală? Este diferit, normal. Acum, după o perioadă în care nu am înțeles atât de multe pentru că erau probleme cu internetul, profesorii nu știau cum să se adapteze conform situației, să predea prin intermediul acestor metode și erau obișnuiți doar cu predarea fizică în fața noastră, chestie care era mai greu de adaptat prin aceste dispozitive. Poate adaptarea... Dar tu cum te-ai simțit? Bine sau rău când te-ai întors la școală după atâta amar de vreme când n-ai mai fost pe acolo? A fost mai obositor. Asta pot să mă pronunț, că a fost mult mai obositor. Dar recunosc, parcă am înțeles mai multe comparativ cu online. Da. Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Mulțumim foarte mult, Vasile, pentru că ne-a ajutat să aflăm părerea fiicei tale despre școala online și acum școala în format fizic. Domnule Popescu, putem spune, concluzia e, din ce ne spun ascultătorii Europa FM, școala online e un dezastru. Asta știam. Asta știam, e clar. N-avea cum să fie altfel, pentru că e vorba de fapt de o confuzie și ar fi bine să clarificăm aici, acum asta. Școala online este un lucru super. Este peste școala normală, să-i spunem, aceea fizică dintr-o oarecare școală din țara asta, atunci când este înțeleasă cum trebuie. Și anume, ce înseamnă de fapt școală online? Înseamnă că un profesor de mare clasă, foarte valoros, cunoscut și în țară, poate și peste hotare, așa, ține niște cursuri de care să beneficieze mult mai mulți elevi decât cei dintr-o clasă, de la o școală, unde profesorul respectiv activează. Și le ține online. Online-ul oferă această posibilitate ca mult mai mulți elevi să beneficieze de cursurile unui profesor emerit. Acesta este beneficiul și sensul învățământului online.
El a fost, acum, din pricina pandemiei, a fost transformat în asta, adică tot felul de profesori care, nu, știu foarte bine, care, de fapt, știți care e problema? Profesori care sunt depășiți în fața elevilor. Da? Sunt foarte mulți elevi care știu mult mai bine decât profesorul respectiv cum stă treaba cu noua tehnologie. Da? Știu să lucreze cu tableta, cu computerul, n-au nici cea mai mică problemă. Și de aici a apărut această nemulțumire justificată în legătură cu școala online și cu distracția, cum spunea eleva noastră, da, sigur, nu e în regulă, dar să nu confundăm lucrurile, să nu rezulte de acum că învățământul online e o nenorocire să ne ferim de el. Nu! Învățământul online poate să fie extraordinar, poate să fie peste învățământul normal când este când interpretat în sensul în care spuneam, de super performanță folosind computerul, nu? Uh-huh. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, pentru prezența în emisiune. De asemenea, mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit și pentru că ați intrat și în direct cu noi. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.